taxi, care înseamnă mulțim prima cu a doua inversată. Și am făcut simplificări de care s-au putut face cu putință. În final, rezultatul calculului este 65 pe 62. Clina, cât este ceasul tău? Eu nu am acum posibilitatea să mă uit. Este 9 și 6 minute. 9 și 6 minute. Uite ce îți propun. În continuare să încerci să faci și tu exerciții. Deci ideea este așa. Lucrezi individual și mi arăți, uitați, am lucrat la exercițiul ăsta până în locul ăsta și n-am mai știut să fac mai departe. Sau m-am oprit aici, sau ce să fac mai departe. Deci trebuie să ai tu curaj să abordezi exercițiul. Nu facem de la început de fiecare dată noi, ci tu să ai ceva să mă întrebi pentru fiecare exercițiu în parte. Că s-ar putea acum, după ce ai văzut câteva exerciții, să faci pe o parte din ele, să faci singură, știi? Și atunci este foarte important să-ți câștigi încredere și să faci exerciții singură. Da? Deci, asta trebuie să faci. Uite, dacă îți adun un număr de exerciții pentru mâine seară, bunoară, mă poți suna din nou. Și îți spui. Tot la vreo 6:30, cam așa, cred că. De fapt, e bine, pe la 6:30 mâine seară. Nu știu în rest dacă ajung aici la spațiu. Să-ți dau eu un bip? Știi, e bine așa, e bine așa. Să-ți dau eu bip când am ajuns și atunci numai să te găsesc acasă. Ești acasă, da? Bun. Bine, bine, Crina. Dar tu să lucrezi până mâine seară, să-mi arăți exerciții lucrate. Da. Bine, bun. Bună seara, la revedere. La revedere, noapte bună. Noapte bună. Așadar, dragilor, să vă o lecție la telefon făcută cu microfon, cu exerciții de început, cu operație cu fracții. Da, așa se pleacă, de jos în sus. Adică la chestiuni ușoare și ușor, ușor facem progres. La revedere!